mencionate anterior, maestri internațional al sportului. Este important ca federația să nu mai scape 5, 10, 15 ani de azi înainte, dar să ofere suficientă atenție și condiții bune pentru copii, juniori, ca cei care astăzi practică rugby să aibă posibilitatea să repete rezultatele aduse de colegii pe care avem în scenă și de ce nu, poate inclusiv cu ajutorul lor, cu experiența lor, să aducem rezultate și mai înalte. Este de datorie federației să recunoască aceste rezultate și să ofere premiul pentru jucătorul deceniului Vadim Comălaș. Vadim Comălaș, ai luat în ultimii 10 ani în campionatele Angliei și Franței. În top 14... Hoice Maxim! Nicolae Chirilă, pe care îl invităm aici în scenă, pentru a rosti acel nume. Echipa națională de rugby 7. Acest jucător merită să fie desemnat cel mai bun în 2022. Igor Mișin. Igor Mișin. Doamna Nicoleta. Cea mai bună rugbistă. Felicitări. Poți fi un gen. Cel mai bun club. Rugby Team Otemen. Rugby 15 și Cupa Chișinăului de Rugby 7. Jucătorii antrenori. Și din tot acest rând am să facem o poză, da? După această fotografie, din tot acest rând, cine este cel mai bun antrenor al anului 2022? Antrenorul este domnul Cotruță Alexei. Aplauze pentru câștigătorul acestui trofeu, Alexei Cotruță. Doamna Tot, vă mulțumim pentru impactul pe care a dat-o dumneavoastră. Vă mulțumim pentru posibilitatea de a aduna toată familia rugbistică la masă și pentru dezvoltarea proiectului.